David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale, Iuda, ca să suie de acolo chipul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între heruvim deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. L-au luat dar din casa lui Abinadab de pe deal. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente, de lemn, de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Când au ajuns la aria lui Nahon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să-l răstorne voi. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui. Și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza, ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis: cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Ebed-Edom din Gad. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-Edom din Gad și Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom și toată casa lui. Amin. Păi să le ocupați locurile. Suntem și seara aceasta în locul acesta ca să mărturisim spre slava Tatălui că Iisus Hristos este Domnul. În cele ce urmează, sigur, a vrea să ascultăm cuvântul Domnului. Pentru aceasta va trebui să facem un efort fiecare din partea noastră, când spunea fratele Marcel în poezie, să verificăm încă o dată telefoanele dacă ne sunt închise, să verificăm dacă ne-am scos guma și dacă n-am lipit-o pe scaun, mamele să țină aproape copiii, pentru că atunci când avem pretenția să ne vorbească Domnul, nu putem într-o atmosferă și într-un cadru neprietenic. Dumnezeu nu vorbește ca și un radio că nu are ce face dacă nu-i cineva asculta. Dumnezeu vorbește atunci când sunt inimi pregătite, când sunt inimi doritoare să vorbească Domnul, atunci vorbește Domnul. Ori atunci când vorbim despre Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun că vorbim despre cea mai minunată ființă de pe planeta Terra, din Univers și de unde vreți. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre cea mai minunată ființă din întreg Universul. Când vorbim despre Dumnezeu și când ne adunăm în numele Lui, nu este păcat să avem o sărbătoare în cinstea Lui. Nu este păcat să ne spălăm cu apă curată, așa cum spune Evrei, când ne apropiem de El, să ne ungem cu undelemnul cel mai sfânt, să îmbrăcăm hainele de sărbătoare, pentru că stăm în prezența Lui Dumnezeu. Și în seara aceasta noi stăm în prezența Lui Dumnezeu. Amin? Amin. Domnul este prezent aici. Dar așa să-și facă simțită prezența prin Duhul Sfânt și să ne atingă inimile noastre. Pentru că lucrurile care le atinge Domnul toate devin și revin la viață. Nu știu cum dumneavoastră mă vedeți de acolo în coace, dar eu vă văd supărați și amărâți. Ori dacă stăm în prezența lui Dumnezeu, nu vrea să plecăm cu mâna goală. Ar vrea să plecăm de bucuria mântuirii, de faptul că ne-a vorbit Domnul în seara aceasta. Vedeți, spuneam dimineață în Hetafe că lucrurile care le atinge Domnul toate revin la viață. Și dacă vorbim despre pâine, n-am mai găsit purtar ca și Domnul Iisus, pentru că pâinea care El o atinge este pâinea vieții. Și spune, eu sunt pâinea vieții. Ați mai găsit vreun purtar să vă dea pâinea vieții? Nu. O râu care îl atinge Domnul și îți dă să bei din el, spune, este râul vieții. Acea apă îți dă viață, te înviorează și ești plin de viață. Ați mai văzut vreodată un râu care după ce bei din el să-ți dea viață? Nu, este unul singur care curge de sub tronul de milă și de îndurare al lui Dumnezeu. Pomul vieții, ați auzit de pomul vieții? Ați mai mâncat din vreun pom și să aveți viață? Nu. Ori pomul pe care Dumnezeu îl atinge dăruiește viață. Și seara aceasta, dorința mea și rugăciunea ar fi ca Domnul să ne dea viață spirituală. Amin? Amin? Amin. Nu pentru faptul că suntem noi aici, pentru faptul că e prezent Domnul. Pentru faptul că e prezent Duhul Sfânt. O ne-am obișnuit cu lucrurile acestea, îi spune, l-o chema fratele Iulian pe Adi și l-a convenit, trebuie să ne spună și el bancul pocăiești. E slujba lui de păstor și trebuie să ne spună, nu, frate. Noi dacă vorbim și cuvântul spune că dacă vorbește cineva, ce să vorbească? Cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu este putere. Cuvântul lui Dumnezeu are putere de transformare.
de schimbare a vieților noastre, a inimilor noastre. Și mă rog ca Domnul să o facă în seara aceasta. Prin cuvântul Evangheliei să lucreze la caracterul vieții noastre. Să le dea un caracter nou, să fim oameni noi și oameni plini de viață. Oameni care să-L slujim pe Domnul și Domnul să le ajute în aceasta. Sigur, aveam o introducere mult mai întinsă cu o cântare care aveam pe inimă, dar trecem peste aceasta pentru că timpul este foarte înaintat. Vreau să ne apropiem de acest cuvânt care l-am citit în seara aceasta și tema pentru seara aceasta este Uza, ajutor sau piedică în lucrare. Noi, direct sau indirect, toți slujim în via Domnului, lucrăm în via Domnului, fiecare după chemarea pe care ne-a dat-o Domnul, dar în final toți lucrăm într-un mod sau altul. Este foarte important să ne oprim înainte ca să începem să muncim, înainte ca să facem orice alt lucru, să vedem dacă noi suntem ajutor sau dacă suntem piedică pentru lucrarea Domnului. Sigur, cred că ați citit și dumneavoastră cuvântul acesta care l-am citit în seara aceasta, Uza, este probabil un personaj peste care am trecut foarte repede datorită ceea ce s-a întâmplat cu el. Nu am vrut să insistăm mult, pentru că este o durere ceea ce s-a întâmplat cu el. Nu am pus probabil prea multe întrebări, totuși este un text foarte controversat de ceea ce s-a întâmplat. Textul acesta este controversat de urmașii lui Satan, pentru că ei spun, uite, fă bine ca să mor. Uite, Dumnezeul despre care voi spuneți că e bunătate, Dumnezeul despre care voi spuneți că e dragoste, uite ce face Dumnezeul vostrilor. Uite ce face Dumnezeul vostru. Că mor curvari, normal. Că mor criminali, e normal. Că mor cei care cresc în păcat, spunem, judecata și pedeapsa lui Dumnezeu, e normal. Dacă merg la adunare și cânti, dacă merg la adunare și slujești, și să te numească Dumnezeu să mor, nu-i normal, domnule, nu-i normal. Ce Dumnezeu aveți voi? Avem un Dumnezeu drept și sfânt, care are parametrii lăsați în Scriptură după modul în care se lasă slujit. El nu se lasă slujit oricum, sau cum vrem noi. Să învățăm în seara aceasta din învățarea lui Uza. Sigur, aș vrea să fac o introducere la ceea ce era pivotul Domnului, pentru că tot cei care combat Scriptura spunea că era un transformator prin inducție, printr-o manivelă și ceva în spatele lui, producea curent continuu și a pus Uza mâna și s-a curentat în vremea aceea. Sigur, este doar o ipoteză. Noi din cuvântul Scripturii știm că în cartea Exod, Domnul Dumnezeu a vorbit lui Moise și a dat porunci clare cu privire la facerea cortului și pe lângă lucrurile care trebuia să conțină cortul sau să fie acolo, unul din lucrurile specifice, în capitolul 25 din cartea Exod, versetul 10 spunea Domnul să facă și chivotul acesta sau această ladă de lemn, să facă un chivot de lemn de salcâm, lungimea lui să fie de 2 coturi și jumătate, înălțimea lui, să-l polești cu aur pe dinăuntru, pe din afară, să aibă pe margini 4 verigi de aur și să pui 2 verigi de o parte și 2 verigi de cealaltă parte, să faci niște drugi de lemn de salcâm, să-l polești cu aur. Sigur, în acest chivot să facă capacul ispășirii tot de aur curat, să faci 2 heruvimi de aur. Heruvim să stea cu aripile deschise, unul într-un capăt al chivotului, alăzi unul în celălalt capăt, dar aripile să se întâlnească deasupra capacului ispășirii. Pentru că spuneți cuvântul Domnului, versetul 21 și 22, să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Sigur, acest chivot erau cele două table de piatră cu legile scrise direct de degetul lui Dumnezeu, da? Era toiagul lui Aron. Ce mai era? Era un vas cu mană. Amintiți-vă că cel care culegea mai multă mană într-o zi de lucru pentru a doua zi, ea se strica. Umpleau viermi. Interesant. Mana aceasta, ca să rămână în chivotul mărturiei, nu s-a stricat. Sau ceea ce îi trebuia să adune vinerea pentru sâmbătă, pentru sabat, nu se strica. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Deci acolo, pe capacul ispășirii, acolo era prezent Dumnezeu. Și Israel credea lucrul acesta pentru că era o realitate. Ei foloseau apoi chivotul
la întâlnirile lor, la slujirile lor, și prin faptul când trebuia să treacă Iordanul cu piciorul, spune cuvântul Scripturii că atunci când cei care purtau chivotul au ajuns cu talpa piciorului în apele Iordanului, datorită prezenței lui Dumnezeu, Iordanul a secat. Da? Și au trecut ca pe uscat. Deci chivotul pentru Israel era Dumnezeu, era prezența lui Dumnezeu. Tot timpul în fața chivotului trebuia să aibă preoții în vedere lucrul acesta și sigur, marele preot când intra o dată pe an, el pe lângă ținuta care avea și acei clopoței făcuți pe margine ca faptul că el slujește și n-a murit, nu spune Biblia, dar istoria Bibliei spune că preotul era legat de picior cu o sfoară. Pentru că dacă nu se făcuse mărturisirea păcatelor înainte de intrare acolo și dacă el avea păcat acolo în prezența lui Dumnezeu, unde nu poate să fie păcatul, avea toate șansele să moară. Dar nu puteau să intre alții să-l scoată de acolo, pentru că era un loc prea sfânt. Trebuia să-l tragă afară cu acea scoardă, sfoară cu care era legat. V-am pierdut deja, așa e? Nu v-am pierdut. Deci asta însemna chivotul pentru evrei, prezența lui Dumnezeu, chiar și Phineas și Hofni, cei doi preoți, au crezut că acest chivot egal Dumnezeu. Și atunci când ei au avut de dus o luptă cu filistenii și au fost învinși, în 1 Samuel, capitolul 6, au spus, o să recurgem la o metodă a noastră a evreilor, pentru că ne-au bătut filistenii, noi o să aducem pe Dumnezeu acesta care până acum s-a luptat pentru noi și care ne-a dat biruință, ca să avem biruință. Dar inima lor era departe de Domnul, viața lor era departe de Domnul și așa au făcut, spune istoria, în capitolul 6 din 1 Samuel, că ei au pierdut lupta, ba mai mult filistenii le-au luat lada aceasta, datorită acestei cutii, datorită acestei lăzi, datorită acestei prezenți, prezența lui Dumnezeu, s-a întâmplat o nenorocire între filisteni. Au fost umpluți cu bube la șezut. L-au dus în templul lui Dagon, l-au pus acolo, pe dimineață Dagon era cu fața la Domnul. L-au pus apoi în picioare și a doua zi de dimineață era sfărâmat. De ce? Era prezența lui Dumnezeu în cutia aceea, în lada aceea, în chivotul acela. Și atunci sigur au spus filistenii, au decât cu chivot și cu bube, mai bine fără chivot și fără bube. Și au spus, cum să facem să scăpăm de bube? Păi trimitem înapoi. Păi Israel nu m-a interesat că nu mai era Dumnezeu cu ei. Ceea ce vă spun eu, s-a petrecut în câțiva ani. S-a petrecut vreo 20 de ani când chivotul a fost trimis de filisteni într-un car nou, cu boi noi, cu boi care trăgeau și cu șoare și cu ce au pus ei acolo, spune Scriptura, și s-a oprit la Bet Shemesh. Carul a ajuns în câmp, spune cuvântul Domnului 1 Samuel 6, 13, 14, și sigur că a rămas acolo 20 de ani. 20 de ani. Și pe Israel m-a interesat că 20 de ani nu mai era Dumnezeu prezent cu ei. Sigur, filistenii așa au gândit ei modul în care să-l trimită. Ori spuneam, tema noastră este ajutor în slujire sau piedică. Vedeți, David s-a gândit că nu este bine pentru că omul acela care, din Israel, care a ținut chivotul acolo, a fost binecuvântat și a spus, trebuie să aduc chivotul la Ierusalim, să fie chivotul la noi. Capitolul 7 spune, trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat Iarim, trecuse 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Și au spus, e important să fie Domnul cu noi. Haideți să avem o sărbătoare în care să aducem chivotul. Și dați-vă, o sărbătoare, David, primul verset care l-am citit, a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel. Oricine a fost la această sărbătoare. Aleșii lui Israel, număr de 30.000 de oameni. 30.000 de oameni aleși. Și era o atmosferă de hara, spune lor, nu? Cântau acolo, pentru că era David care le compunea cântările. Era acolo mai mare cântăreților. Era acolo omul cu inima după inima lui Dumnezeu. Adunare sfântă. Ce-i greșit, frate, de conferință? Ce-i greșit întâlnit? Nu-i greșit. Dacă e după Scriptură. Dacă nu-i după Scriptură, totul e fals. O, ei au crezut că totul e bine. Până când
Era o bucurie când toți erau amin și aleluia. Dintr-o dată s-a întâmplat ceva. Carul în care ei au pus chivotul să-l ducă la Ierusalim, s-a mișcat, Uza a întins mâna, Domnul s-a mâriat și l-a lovit. L-a rupt, spune cuvântul Domnului. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acesta a fost numit până în ziua de astăzi Pereț Uza. Dintr-o dată, în acea sărbătoare de bucurie, de extaz, apare tristețea, apare întrebările. De ce? Nu? Când mi se întâmplă nouă ceva, ce întrebi? Doamne, de ce? Unde ai fost? De ce mi se întâmplă lucrurile acestea? În slujirea lui fraților trebuie să fim foarte atenți. Foarte atenți. Dacă filistenii au făcut așa cu chivotul, nu înseamnă că și nouă ne este permis să-l ducem tot așa. Dacă filistenii au slujit într-un mod în care au știut ei, că n-au știut prea multe modul în care să ducă chivotul, nu înseamnă că putem face și noi la fel. Da? Ce-au spus evrei? Dacă filistenii au dus chivotul așa în car nou, păi și noi avem car nou, frate. Și-l punem și noi în car nou. Păi dacă filistenii se comportă așa și noi ne comportăm așa, dar ce mare lucru? Și așa chipul veacului ia formă în biserică. Că așa fac filistenii, așa cântă, așa se comportă, așa facem și noi. Iertați-mă, a fost lună cu doara o seară de tineret undeva lângă Madrid. Erau niște tineri care aveau chipul veacului și s-au supărat că ne-a spus. Pantalonii până aici. Dacă mergeau, nu puteau să fugă. Că așa poartă lumea. L-ați văzut pe stradă tineri cu blugi, dar până aici. Nu îi ridica sus, nu îi prindeau cu cureau. Cu părul, eu știu cum erau, cu blugi în față tăiați și când au, noi suntem biserica. Și așa la ei și-a supărat. Și am zis, bă, eu nu vreau să fiu membru în biserica voastră, iertați-mă. Așa arată biserica Domnului pentru care a murit Hristos? Păi cum să nu se întâlnite Duhul în noi? Pentru biserica pentru care a murit Hristos și o reprezint sub altă formă? Uza pentru faptul că n-a reprezentat după cum este scris. Și acolo era David, împăratul Israel. Acolo era omul cu inima după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, nu este permis în modul acesta să vă slujiți. Nu, așa este scris, să duceți chivotul. Atunci David s-a putut să facă studiul Bibliei. Cum trebuie să ducă el chivotul? Dar vrem să reținem aspectul acesta, fraților. În slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu, nu putem sluji oricum. Dumnezeu nu acceptă orice jertfă din partea noastră. Amin? Amin? După cum este scris. Intențiile bune, frate, la cel fără Scriptură, nu ne ajută la nimic. Poți să ai intenții bune. Dar dacă nu-i conform cu Scriptura, Domnul lovește. E, că nu lovește Domnul, că de ani de zile, nu vezi rade ani. De ani de zile venim așa, nu s-a întâmplat nimic. Dar dosarul e făcut. Și se apropie vremea judecății, nu cum spun eu, spune Domnul. Și vine ziua în care Dumnezeu își va arăta dreptatea Lui. Dar până atunci Domnul ne lasă la pocăință. Până atunci Domnul ne învață modul în care să-L slujim. Au dus filisterii așa cu car, nu? Păi facem și noi. E adevărat că muzica, și în seara aceasta, o seară dedicată cu precădere pentru cei tineri care slujim. Și eu sunt pentru a promova tineretul slujire. Și a cântat cu tot felul de instrumente, versetul 5, cântau cu lemn, cu instrumente de lemn de tipar, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu vâre și cu țimbale. Și Dumnezeu merită toată slava, toată cinstea și valorile cele mai mari sunt câte doar spre slava Domnului. Dar nu oricum, aici e problema. Dacă ai chitară, o zic așa tot dată Domnul, nu tot de la pe la Jerusalim, că așa cântă filistenii, cântă și de la Jerusalim și... Fraților, s-a întâmplat cu Uza ca să ne folosească nouă spre mărturii. Nu? Ca să ne pocăim toate aceste pilde a Vechiului Testament. Le-a lăsat Domnul pentru noi? De ce? Nu că vrem să lăsăm din experiență personală. Dar e trist, e lacrimi, e durere, e plâns. Mai bine să vezi din durerea altă, nu? Mai bine să te ferești, să nu pățești o pătrinile. Urmea că Uza era un băiat de 14 ani, săracul de el, nu știu ce face. Era de 30 de ani. Pentru că, atenție, era preot. Și preoții nu putea să fie la 15 ani. El trebuia să știe modul de slujire. Ba mai mult, l-a avut ca și mobilier în casă. În casa tatălui său, 20 de ani, chivotul a stat acolo.
Mai bine s-au lăsat ei fără confortul din casă ca să păstreze chivotul acolo. Dar în perioada aceasta de 20 de ani s-a întâmplat că el s-o prea obișnuit cu Domnul. S-o prea obișnuit cu chivotul. S-o prea obișnuit cu modul de a-l transporta dintr-un loc în altul. O, fraților, obișnuința aceasta ne costă. Noi trebuie să-L slujim pe Domnul după cum este scris. Știți că în Israel nu s-au sărbătorit Paștile mulți ani. Și-a dat o nouă poruncă și o nouă reformă ca să sărbătorească Paștile. Pentru că preoții nu se sfințiseră și Paștile nu s-au sărbătorit după cum era scris. Vedeți? Slujirea noastră Dumnezeu vrea ca să-L slujim. Dumnezeu are nevoie de slujitor, cu toate că poate face toate lucrurile singur. Dar nu vrea să le facă singur. Vrea să lucreze, să fim lucrători împreună cu El. Dar vrea să lucrăm după cum este scris. Aici este foarte important și s-ar putea spune multe domenii, numai din muzică. Putem spune, frate, dar le-ai spus la muzică, dar spune și la domeniul tău de predicare. Da? Trebuie să știi să citești corect, să predici corect. Niciodată nu voi fi împotriva unui frate bătrân care va predica și nu va pune între că, virgulă, carul, nu va pune virgulă. Ai nici păcat și nici greșeală. Dar când prin învățătura mea, când prin învățătura ta induci pe mulți în eroare. Știți că un proroc nu a putut să blasteme poporul Israel. Dar știu să dea învățături false. Auzi, știu să dea învățături false. Și au pierit atunci la învățătura aceea față. S-a făcut o mare spărtură în Israel. Că au murit cu miile datorită unei învățături false. Intențiile noastre bune, dacă nu sunt după Scriptură, nu sunt suficiente motive să ne motiveze pentru a sluji pe Dumnezeu cel adevărat. Fraților, Dumnezeul nostru nu-i idol. Dumnezeul nostru e Dumnezeul cerului și al pământului. Dumnezeul nostru e Duh. Cine se închină înainte lui se închine Duh și în adevăr. Dumnezeul nostru nu-i păpușă când ai nevoie de ea. O iei, o mângâi și când nu, o lași închisă în biserică până duminica viitoare, nu? Dumnezeul nostru este dragoste adevărat, dar este și un foc mistuitor. De aceea s-a făcut trecerea aceasta de la extazul de bucurie la momentul acela de întristare, pentru că nu s-a slujit după cum era scris. Dar ce trebuia să facă David? Cum trebuia să se comporte vis-a-vis de această cutie, acest chivot al lui Dumnezeu? Cartea Exod, la capitolul 25, și nu numai, sunt multe referințe biblice la care Dumnezeu a spus despre semințiile lui Israel. Interesant, spunea despre Aron și urmașii lui ei să fie preoți pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Apoi spunea despre Merari și despre celelalte seminții așa pe categorii. Să aibă carul cu patru perechi de boi și cu două perechi de boi. Că unii vor duce drugii și lemnele, unii vor duce lucrurile mărunte care se foloseau la cor, cădelnițele. Erau lucrurile din aur care trebuiau învelite, dar cu precădere, cu precădere, dreptul chivotului, era o lege că el trebuia să fie dus cu acei drugi de salcând totul ei cu aur. Și cum? Pe umeri. Slujirea înaintea lui Dumnezeu costă. Slujirea înaintea lui Dumnezeu costă. E foarte simplu, frate, Dumnezeu cântare pe internet. O ascult și din față și o cânt. Dar pentru predică e mai greu. Trebuie să postești, să te rogi, Doamne, dă-mi o viziune clară, să înțeleg eu cuvântul și apoi să spun alții. Că mai sunt care le-au pe internet și le spun. Mai fost un tânăr care o copia așa o predică și spunea, fraților, erau eu simțom predica. Și o copia tot motamor. Și spunea, fraților, când am fost unul la Oxford, că eu simțom făcuse Oxford. Și ăsta i-a copiat predica motamor. Și a spus și el, când a fost eu la Oxford? Și a zis, frate, sunt tine, când ai fost la Oxford? Când aveai fost Oxford? Vedeți? E ca și cum aș lua mâncare din frigider de 2 ani și v-aș încălzi o microunde și să spun, e prost, fraților, cum am făcut? Asta e internetul. Ori, în a sluji pe Domnul, costă. A te ruga pentru cântare ca mesajul lui să atingă inima.
a posti, a alege cântările nu după melodie, ci după mesaj. A sta înaintea Domnului pentru un cuvânt proaspăt din partea Domnului costă timp, costă rugăciune.